Dragii mei, bun găsit! Dacă sunteți iubitori de cafea, prăjitura aceasta va deveni rapid preferata voastră. Are blaturi pufoase, multă nucă crocantă și o aromă intensă și irezistibilă de cafea. Dar dacă nu iubiți cafeaua, o să vă spun cu ce o puteți înlocui în rețetă. Ingrediente pentru 10-12 porții. Pentru cremă avem nevoie de 300 de grame de miez de nucă, 3 lingurițe de nes, 150 de grame de zahăr tos, 500 de grame de mascarpone rece de la frigider, 40 de mililitri de rom, coniac sau o esență de rom sau o esență de vanilie sau poate fi chiar și de migdale, și 150 de mililitri de lapte. Dacă nu vă place cafeaua sau nu vă place cafeaua în prăjituri sau dacă aveți copii micuți, iată cu ce puteți înlocui nesul. Cu ciocolată rasă, cu cacao, cu pudră de roșcove sau carob sau cu Nesquik. Atâta doar să aveți grijă la cantitatea de zahăr dacă înlocuiți nesul cu ciocolată rasă sau cu Nesquik, care au deja zahăr în compoziție. Pentru foile prăjiturii vom coace o singură foaie din pandișpan cu nucă, pentru care avem nevoie de 5 ouă, un praf de sare, 100 de grame de zahăr, 50 de grame de făină de patiserie, o linguriță de extract sau esență de vanilie și 100 de grame de miez de nucă măcinat fin. Vom coace o singură foaie în tava cea mai mare a cuptorului, în care punem hârtie de copt. Haideți să ne apucăm de treabă și dacă vă place rețeta aceasta, abonați-vă la canal și activați clopoțelul pentru notificări. Vă aduc rețete simple și bune de 2 ori pe săptămână. Puneți laptele împreună cu zahărul să se încălzească pe aragaz. După ce s-a încălzit, aproape să înceapă să fiarbă, punem nesul și nuca măcinată. Amestecăm bine, la final punem și coniacul, romul sau esența pe care ați ales să o folosiți. Amestecăm puțin și lăsăm crema să se răcească foarte bine. După ce crema s-a răcit, punem mascarpone într-un castron, îl desfacem puțin cu un mixer. Și apoi punem aici crema de nuci răcită. Mixăm din nou cât să omogenizăm crema. Pentru blat, separăm ouăle, albușurile într-un castron mai mic, gălbenușurile într-un castron mai mare. Peste albușuri punem un praf de sare. Le mixăm bine cu un mixer de mână până când se întăresc ca pentru bezele. Oprim mixerul și punem zahărul. Mixăm din nou până când albușurile se întăresc din nou, devin ferme și lucioase. Peste gălbenușuri punem esența de vanilie. Mixăm puțin, apoi adăugăm miezul de nucă măcinat și mixăm din nou ca să-l încorporăm. În crema aceasta de gălbenușuri începem să încorporăm albușurile bătute spumă puțin câte puțin. Adăugăm o lingură, amestecăm. După ce am încorporat prima lingură, o adăugăm pe următoarea. Și tot așa până când terminăm de încorporat toată spuma de albușuri. Cernem făina și o încorporăm tot cu un tel de mână, nu cu mixerul, și tot cu mișcări ușoare, circulare, ca să nu scoatem afară aerul înglobat în ouă care face blaturile atât de pufoase. Punem compoziția în tava cuptorului,
pe care am tapetat-o cu hârtie de copt. Nivelăm cu o spatulă și dăm tava la cuptor. Cuptorul trebuie să fie preîncins la 180 de grade și coacem foaia de prăjitură doar 15 minute. Nu trebuie să se rumenească, doar să se usuce și să devină ușor aurie. Faceți testul cu scobitoarea ca să vă asigurați că e bine coaptă și lăsați-o să se răcească în tavă. Apoi, cu o spatulă mai lată, o desprindem de hârtia de copt. Îndreptăm marginile de jur împrejur și măsurăm blatul care ne-a rămas. Valoarea o împărțim la 3 pentru că avem nevoie de 3 foi egale. Ne trasăm niște semne ca să știm pe unde să tăiem, astfel încât cele 3 foi să fie de lățime egală. Și tăiem blatul. Ia uitați ce foi pufoase, moi și elastice am obținut. Nici nu au nevoie de însiropare. Sunt atât de pufoase încât vor trage umiditatea din cremă și se vor însiropa singure. Punem prima foaie pe un platou și peste ea o treime din crema de nuci pregătită mai devreme. Așezăm a doua foaie, din nou o treime din cantitatea de cremă. Nivelăm cu o spatulă. Așezăm și ultima foaie, iar peste ultima foaie punem crema cu un poș cu dui rotund. Crema nu e foarte fină, se văd și se simt nucile, de aceea nu curge frumos printr-un dui stelat, așa că nu știu alt ornament mai potrivit decât atât. După ce am pus crema și pe ultima foaie, presărăm printr-o sită o linguriță de nes și cam ăsta e tot decorul. Dăm prăjitura la rece pentru 6 ore sau de seara până dimineața. Înainte de servire, eu i-am așezat deasupra niște boabe de cafea și avem o prăjitură cu blaturi pufoase, cu cremă densă, cu aromă intensă de nuci și de cafea, o adevărată încântare pentru amatorii de prăjituri dulci amărui și pentru cafengii înrăiți. Dragii mei, dacă vă surâde rețeta și dacă o încercați, vă aștept impresiile în comentarii. Până data viitoare, numai bine vă doresc!